Medicii rezidenți, dar și studenții și elevii care activează în regim de voluntariat vor fi redistribuiți începând de miercuri pentru a veni în sprijinul personalului medical din spitale și serviciile de urgență. Vor fi recrutați studenți pe bază de voluntariat și din facultățile de medicină, iar recrutări similare se vor face și de la școlile postliceale. Rezidenții la specialitățile medicină de urgență, anestezie, terapie intensivă, boli infecțioase, vor întrerupe stagiile de practică în toate celelalte secții în care sunt distribuiți și se vor prezenta până la ora 12 la centrele de îndrumare pentru includerea în turele și gărzile din secțiile a căror specialitate urmează. Rezidenții în specialitățile medicină internă și medicină de familie întrerup de asemenea stagiile de pregătire și se vor prezenta la direcțiile de sănătate publică în vederea repartizării la serviciile de ambulanță, unitățile de primiri urgențe, camerele de gardă sau secțiile de spital, în funcție de necesități, inclusiv pentru a sprijini direcțiile de sănătate publică. Rezidenții din alte specialități medicale decât cele prezentate vor fi luați în evidență pentru a fi repartizați în funcție de necesități, a spus ministrul. În localitățile unde sunt mai multe spitale, rezidenții vor fi repartizați în funcție de nevoile fiecărei unități spitalicești, în colaborare cu direcțiile de sănătate publică. Se vor face de asemenea și recrutări pe bază de voluntariat din facultăți și școli postliceale sanitare. La nivelul fiecărui centru universitar din cadrul facultăților de medicină, vor fi recrutați studenți, începând cu cei din anul 4, pe bază de voluntariat, pentru a sprijini activitățile din camerele de gardă. Studenții recrutați desfășoară activități de sprijin doar în situația depășirii capacității curente a unităților medicale. Recrutări similare se vor face în fiecare județ unde există școli postliceale sanitare, începând cu cei din anul 2. Comitetele județene și locale de urgență se vor asigura de cazarea și hrănirea studenților și elevilor recrutați. Măsurile vin pe fondul unor nevoi reale ale spitalelor care se confruntă pe anumite secții vitale cu lipsă de personal. În Dâmbovița, spre exemplu, numărul specialiștilor pe boli infecțioase, terapie intensivă și urgențe este unul mic, spune managerul spitalului județean. În anumite secții avem un deficit serios de personal și mă refer la medici aici. Și aici sunt vizate secții importante care pot fi implicate în acțiunea împotriva infecției coronavirus, dar nu avem decât să ne adaptăm la situația respectivă. Astăzi când vorbim, avem 3 medici cu specializare ATI la nivelul terapie intensivă, boli infecțioase, avem deficit și urgențe. Deci trei piloni importanți. Specialistul de boli infecțioase oricum trebuie să-și facă prezența și dacă îl îngrijesc eu, să zicem, la paliative, totuși trebuie să mă coordoneze în evoluție și în atitudinea terapeutică. La boli infecțioase, pe la momentul ăsta avem 6 doctori specialiști boli infecțioase, ceea ce este un număr mic, mic. Suntem în media națională, pentru că deficit la boli infecțioase, radiologie, ATI, urgențe, cardiologie, este la nivel național. Medicii specialiști în anestezie și terapie intensivă sunt extrem de importanți pentru spital. Ei monitorizează funcțiile vitale ale pacienților și se ocupă de resuscitarea lor.